Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică Dean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le oferi întrebări cu gust, o porție dublă. Invitatul nostru din această seară este critic de film și translator cu o voce absolut senzațională, inconfundabilă, aș zice. Irina Margareta Nistor ne este oaspete la cină. Bun găsit, Adi! Știu că o cunoști pe doamna Irina Margareta Nistor. Ne-am întâlnit în mai multe ocazii. Abia aștept să o văd. Am văzut că astăzi ți-a adus ajutoare în bucătărie și nu mă refer doar la mine, care am făcut piața la Freshful. Ce gătim astăzi? Păi, astăzi o să fie o salată picantă cu ardei copt, avocado și vită. Bun! Știu. Dai și rețeta? O dau, dar dă-te mai încolo un pic. Acum! Doamnelor, domnilor, dragi copii, bine ați venit la cină, destinația dumneavoastră din această seară. Rețeta de astăzi este una foarte simplă, la fel ca toate cele pe care le-ați văzut până acum în această emisiune. Că vorba aia, nu ne place să ne complicăm viața și dacă ne-ar plăcea, oricum nu am face-o în bucătărie. O salată mâncăm în seara asta, doar că va fi o salată consistentă, adică, mă rog, consistentă în sensul de consistentă în arome, în gusturi, în texturi și o să aibă și un pic de proteină. E o salată cu ardei copt, cu avocado, că ne trebuie și un pic de grăsime în viață, și cu carne de vită. Carne de vită pe care o să o frig în tigaie pe partea pe cealaltă cu foarte, foarte puțin ulei. O las să se tempereze și după aceea o tai fâșii și o amestec pe acolo prin salată. Salată din frunze verzi, crocante, proaspete, de mai multe feluri, mai multe soiuri, de acolo și varietatea de texturi și de arome. Ce facem mai întâi și mai întâi? Păi mai întâi și mai întâi trebuie să coacem ardei. Și coacem nu neapărat în cuptor, că ne plac mai mult așa un plic pârliți, ci direct pe foc, pe flacără sau într-o tigaie cu fundul mai gros sau o tigaie din fontă sau o tigaie din oțel, ce avem fiecare pe acasă. Da, muncă, vorba aia. Irina Margareta Nistor este cu noi la cină. Bună seara, domnule, bine ați venit! Bună seara, bun venit, sărut mâna! Ce faceți? Bine m-ați primit, îmi place aici la penthouse, așa, pretty woman, adică... Era prima întrebare, cum vă place la noi aici? Uite, mi s-a notat înainte. Îmi place că îmi doream foarte tare și de la mine tot în viață vin mai târziu. Vin atunci când trebuie să vină. Da, mi-am dorit enorm să ajung la Londra, abia în 98 am ajuns, mi-am dorit foarte mult să ajung la New York, am ajuns abia în 2010 și la voi acum în 2022. Bine, vă invit acolo să purtăm un dialog în timp ce Adi merge să ne pregătească ceva. Nu mă pot abține încă de la început să aflu acest amănunt. N-ați venit cu mâna goală și nu mă refer la bomboanele pe care mi le-ați adus, ci la ceva ce ați cu pus pe masă. Cu inițiala mea, de altfel, așa? Da. Păi, oriunde mă ajunge, indiferent dacă e vorba de Cannes sau de absolut orice masă, nu poate să lipsească piment de Cayenne, pentru că nici măcar la restaurantele foarte rafinate nu au așa ceva. Și de unde îl procurați? De unde aveți? Din Franța. Din Franța. Așa. Uh-huh. Deci e o iuțeală. Eu detest sarea, dar în schimb îmi place mâncarea foarte, foarte iute. Așa. Și credeți că Adi n-a pus în de ajuns de mult ardei iute? Nu știu, dar cred că oricând puțin în plus merge bine. La oricând. Just in case. Așa. Al doilea este un ruj și este o oglindă.
Pentru că firește atunci când mănânci, ți se duce puțin rujul și dacă cineva vrea să-ți facă o poză, nu începi să cauți să cotrobăi pângeantă repede, și că vin diversi, puteți face și noi o poză. Și atunci te dai frumos, că așa mi se pare civilizat, așa cum nu e bine să lași nici urme de ruj pe pahar, ci să le ștergi de fiecare dată. A, da? Da. N-am lăsat, da? E bine. Nu, păi mă gândeam că te putem clona, știi? Asta mă gândesc și dai seama mai câte emisiuni mai facem. Sunteți foarte atentă la imagine de fiecare dată, apropo de ruj, de oglindă? Da, cred că e o chestie de respect față de ceilalți. Nu știu dacă neapărat pentru mine personal, ci pentru ceilalți și mai ales cum îi înveți și pe ceilalți să fie. Cam asta e. V-am întrebat în deschiderea emisiunii despre gătit și am aflat m-am că nu o faceți. După cum vezi. Și da. Eu la fel și mă știu bucur că... Știu că zici treaba asta și mă mută de fiecare dată, da. Da. Dar am omis să vă spun că aveți ceva în comun cu Adi și nu doar juriul pe care... Da, de scurtmetraje de can. Noi nu putem decât cu canul și de tif, de altfel. Și de atunci am văzut prima dată cât de grozav gătește, pentru că, deși mi-a zis poate ajungi, numai la emisiune am ajuns, vezi? Asta e. Mai aveți ceva. Pasiunea pentru avioane. Și da, în timp ce Adi ia cursuri de zbor, nu înțeleg de ce nu o faceți dumneavoastră dacă tot vă place să zburați. Pentru că deja am învățat cu mami să zbor și nu văd la ce mi-ar folosi să am o licență, că nu o să pot să-mi cumpăr în viața asta un avion. Deci, nu în viața aveți viitoare, un avion? Nu aveți un avion, așa cum s-a zis la gazetă sau la televizor? Nu, n-am niciun fel de avion. Am doar de jucării o grămadă, e foarte adevărat, dar nu. Și nici nu cred că aș fi în stare. Eu nu sunt tare nici măcar o mașină să am. Dar cu avionul îmi place la nebunie să zbor. Cu avionul, cu balonul, cu elicopterul, cu tot ce zboară pe lumea asta. N-am adus întâmplător în discuție acea emisiune de la televizor în care s-a spus Irina Margareta Nistor are avion. Sunteți bogată? Așa da, de bogată? Da, asta, da, tu mai cineva spune, dacă găsești înregistrarea aia, dai în judecată pe respectiv și, cu banii aia îți cumperi un avion. Da, n-am nervi necesar pentru asta. Bine, până la urmă, cumva aceste emisiuni de la televizor nu satisfac pofta românului de a se uita peste gardă în ograda vecină? Da, nu e publicul așa? A, ba da, sigur că da, sigur. De a se uita, dacă se poate, chiar cu luneta. Da, sau cu binocul. Să se vadă cât mai bine ce face exact, omul în intimitate. Nu, că tocmai că se vede aproximativ. Încă dacă s-ar întâmpla de adevărate, le-aș înțelege. Dar cel mai adesea sunt un fel de fake news înainte să fie existat ideea, știi? Haideți să vorbim și foarte serios în această absolut emisiune. Vă propun acest lucru. Când România intra în Uniunea Europeană, dumneavoastră personal, intrați în primul IMAX de pe glob. Exact. Da? S-a schimbat ideea de cinema, de mers la cinema, odată cu apariția acestui tip de cinematograf? Da, pentru că ai senzația că într-adevăr intri înăuntru, așa, chiar mai mult decât televizorul, fără de că vezi bine, nu mă despart de el orice ar fi. Și mai ales dacă stai foarte în față la IMAX, și am învățat chestia asta mai târziu când ne-au dus la Praga să vedem primul IMAX. Eu deja îl văzusem în Noua Zeelandă, dar am tăcut din gură. Mucles și acolo mi-a spus cineva că de fapt rândul 5 este cel mai bun, că de acolo se vede mult mai bine. Știi că toată lumea se duce în spate complet și asta e. Știți ce ați făcut acum? Ați dezvăluit acest secret și nu o să mai găsim niciodată locuri. Un loc în rândul 5, asta este. Ce faceți la cinematograf? Pentru că știu că nu mâncați popcorn. Ce ronțăiți? În Franța au înghețată și în Germania. Și e chiar foarte nostim, așa că încep niște reclame, după care apar toate tipurile de înghețată posibile și apare o domnișoară, eu îmi povestesc ce s-a întâmplat până în pandemie, firește, și unde o să ne renodăm, clar, povestea asta, așa, care nu e ca supa încălzită, nu, e doar înodată puțin așa, așa, ca atunci când reușești să repar ceva care s-a rupt, așa, pe o, că reușești să rebrodezi ceva frumos, nu ca știi să cosi, așa, doar teoretic. Așa, și după care venea așa o domnișoară ca pe vremuri, ca prin anii 30, cu o tavă în care era înghețata pusă vertical în niște spații și cumpărai și puteai să îți cumpere o înghețată. E în regulă acest obicei pe care îl avem pe planetă să ronțăim ceva la cinematograf? Nu cred că e în regulă. Dacă întrebi nutriționiștii, o să spună că nu-i bine să creezi dependențe în funcție de chestia asta, dar știi cum e? E foarte complicat să...
În principiu, acum depinde foarte mult și de film. Exact că atunci când ți se spune vizionare plăcută, știi bine că te duci la o dramă. Adică ce să fie vizionare plăcută? Poate să fie cel mult interesantă, poți să afli niște lucruri, poți să te tulbure, poate să fie emoționantă, dar în niciun caz nu plăcută când e edita mai drama, știi? Așa e și cu chestia asta. Nu poți la orice film neapărat să ronțăi ceva acolo, plus că e extrem de enervant, plus că mai e o chestie, la Floricele e și gestul, știi, că ăla de lângă tine face tot timpul așa, știi? Și fără să vrei cu coada... Nu, dar cu coada, nu, ca cu, din fericire, distanță, eu sunt un om fericit, eu sunt agorafobă, deci sunt foarte fericită că suntem la distanță. Dar e cu coada ochiului vezi chestia asta, știi? Și se dublează. De-aia îmi place să stau, dacă se poate, chiar în primul rând. În primul rând că nu-i mai văd pe cei care își deschid telefoanele. Și lumina aceea deranjantă. Nu au decât să-și desfacă, deschidă în spate, dacă atâta știu, și de ce ori fi venit acolo doar ca să răspundă la niște SMS-uri. Avea Mungiu acum câțiva ani, făcuse o reclamă foarte nostimă la Festivalul de Film European și în timp ce se uita un spectator, sună unul la telefon și zice, ce faci, mă? Păi, ce-s la film? La ce film? Zice, nu știu cum e, zice, habar n-am. Dar noi când mergem să bem o bere, știi? Cam asta. Deci aș vrea să nu mai existe așa ceva. Nu vă plac oamenii? Ba, nu, nu, dar la distanță, așa. Da, dacă se poate pe ecran, nu mai nu foarte aproape, dar cu olfactivul stă mai prost. Dublate sau subtitrate? Cum vă plac filmele? Pentru că sunt țări, știți bine, Italia încă dublează și filmele. Spania, și Spania, și Franța, și multe altele. Și chiar... Mie, de exemplu, îmi place să-l aud pe Al Pacino. Absolut, și pe toți actorii foarte mari, pentru că niciodată ei nu vor fi dublați de alți actori foarte mari, sau chiar dacă sunt dublați de actori foarte mari, drama e aceeași, nu e aceeași trăire ca atunci când au făcut filmul respectiv. Nu, nu, nu. În mod sigur subtitrat. Nu, eu am fost un rău necesar. Și, în al doilea rând, eu n-am făcut dublaj, am făcut un voice-over. Deci, pe dedesubt, cât de cât s-auzea ceva. A, asta înseamnă că mai lasă un pic astfel de filme din vocea originală. Da, când la desenele animate, de exemplu, nu mai auzi nimic, auzi doar... Și era așa o modalitate de cenzură, inclusiv în Spania, de exemplu, la filmul meu preferat, la Casablanca, care face 80 de ani, chiar acum, și o să apară în cinematografe, ceea ce sper să întâmple și în România. Era o replică despre Franco, la un moment dat, pe care ei, dublând, au putut să o trișeze. Deci. Vorbim și dacă erau sigur astfel de, nici nu știu cum să le numesc, stereotipuri în România ceaușistă, dar pentru început vă propun să vorbim un pic despre copilăria noastră. Așa. Ne întoarcem cu ceva ani în urmă. 65 fix la... Puțin aici de sănătate vă doresc. Știu că ați avut o problemă de sănătate. Când era foarte mică, la 13 zile, da. La 13 zile da, a fost? Da, exact. Sunteți am bine... supraviețuit. Am supraviețuit, după cum se vede. Cum erați copil? Nu știu, făceați prostioare pentru care să vă certe părinții? Da. E ceva demn de povestit în această seară? Sunt o grămadă de lucruri de povestit. Avem ceva timp. Eram un copil destul de agitat, în primul rând. Le era foarte greu să mă supravegheze, în primul rând, și atunci făceau așa fel încât să fie o curte foarte primitare, grădina noastră, și să chem eu în curte pe cine poftesc, dar nu neapărat să plec eu, adică sau să merg la Maidanul din colț sau mai știu eu pe unde să dispar pe în zonă. Erați copil singur la părinți? Da, da. Am avut grijă să fiu singură. Mama a pierdut un rinic după ce m-a avut pe mine, pentru că nu cred că aș fi suportat să împart afecțiunea mamei cu nimeni pe lumea aceasta și nici pe lumea altă, da. Exact. Nu. Deci nu sunt în categoria care mi-am să fi dorit spus vreodată. Mi-am dorit asta. Și mai ales că acum uit în jur, îmi dau seama că am fost mult mai înțeleaptă când mă uit la... Știu de la Cain și Abel încoace. Da. Așa. Deci chemați copiii la noastră în curte. Da, da, da. Îi chemam la mine în curte. Tata a făcut un leagăn acolo. Aveam și o grămăjoară de nisip ca să putem să facem cozonaj de nisip. Uite, vezi, găteam și noi ceva. Niște cozonaj de nisip. Nu încercam să le dăm la nimănui să îi și mănânce. Nu. Ce jocuri jucați în curte? V-ați ascunsele, așa, de bază. Care pe vremea aici fațea, foarte târziu m-am prins că vine de la vațe ascunsele, că de la cu V, așa, știi, mi se părea că toată lumea ce fațea. Vă amintiți ce vis aveați în copilărie? Ce voiați să vă faceți atunci când veți sigur, crește? Sigur, nu critic de film, pentru că nimeni pe lumea asta nu-și imaginează că se face critic de film. Sau, mă rog, comentator de filme sau chiar iubitor de filme. Îmi plăcea foarte mult Charles Aznavour și aveam impresia că poate să am voce și am să pot să cânt. Și mă prosteam prin casă cântând. Am fost în diverse coruri așa de-a lungul timpului. Nu, să-mi imaginez că am cine știe ce voce de cântat și mai ales cine știe ce ureche. Dar îmi place în continuare să ascult muzică, să merg la Ateneu. Am mers, cred că de la 13 ani, 14 ani,
chiar mai devreme de atâta, adică în fiecare vineri, nu că așa din când în când. Și da, nu cred că mi-am pus problema în mod special. Bunicii mei erau chimiști amândoi. După ce a început școala, mi-am dat seama că acolo n-am nicio șansă. Profesor ca mama? Nu v-ați dorit? Mama era profesor de franceză, deci ceea ce până la urmă asta am fost și eu, că asta s-a întâmplat, dar trecând prin faza în care am vrut să fac ingineria asta mai târziu, firește aerospațiale. Nu că aș fi vrut să învăț matematică, să ne înțelegem, ci pentru că mă gândeam că o să mă învețe să pilotez. Mama știind că sunt mioapă, o să mă trântească ăștia oricum, dar n-am ajuns până la faza aia, așa că am scăzut. După aia, un timp, am vrut să mă fac neapărat doctoriță, așa. Eu tocmai m-am amuzat că de curând spuneau că au făcut nu știu ce, au făcut un sondaj și au ajuns la concluzia că, aoleu, aha... Da, da, putem relua discuția după. Ah, da, bun, ok. Mă iertați nice. Că vă întrerup. Poftă bună. Mulțumim. Acum vă propun să vorbim un pic despre perioada de dinainte de 1989, când dumneavoastră traduceați filme. Ce filme traduceați? Pentru că noi la televizor vedeam doar realizările la hectar, realizările comuniste, ce mai făceau tovarășii. Păi erau două categorii total diferite. Ce vedeai la televizor erau filmele subtitrate, deci scrie dedesubt așa, unde mai scăpa câte un serial, de exemplu un Dallas sau un Bulevardul Paulista, care firește fiind din Brazilia venea din portugheză tradus și doar băgam subtitlurile, așa. Deci traducea altcineva și doar făceam propriu-zis subtitrare. Așa, și mai era sunetul muzicii, evident, pentru că o fi avut el un castelaș acolo, dar, mă rog, îl vedeam mai puțin, în schimb avea 7 copii. Deci, toată lumea își imaginea că o să-l găsească neapărat pe Christopher Plummer, cu care să facă 7 copii, cel puțin, sau cel puțin așa și imaginau ăștia care tot timpul îl programau. Și care era negru, pentru că televiziunea color a intrat foarte târziu, abia în 83. Asta era partea oficială. Exact. Exista și o parte neoficială? Da, sigur. Exista și pirateria, să-i zic așa. Și chiar m-am auzat acum recent, pentru că fiind și masca și eu fiind mioapă, sigur că ochelarii se aburesc. Și uneori se aburește numai unul, așa zic. Deci se vede și mai bine că sunt un pirat adevărat. Știu, nu avem feminin pentru pirat, asta este. Măcar atât. Măcar atât, nu se știe niciodată. Poate se inventează ceva, că înțeleg că au mai băgat vreo 500 de cuvinte recent, așa că... Unde și ce traduceați? Așa, și tot în perioada, adică după 85, când dintr-o dată la televiziunea națională a rămas un singur post în două și doar două ore pe zi, și atunci a apărut povestea cu casetele video. A fost o coincidență că deja existau, circulau. Ele, de fapt, fuseseră inventate cu vreo 10 ani înainte, adică ca sistem și așa. Și a existat un domn foarte întreprinzător care a făcut rost, în primul rând, de aparatele respective, că nu te duceai la magazin video. Să cumpere, exact, de video propriu-zis, așa, adică de magnetoscop era, de fapt, da, toată lumea știe. Așa intră în limbă diverse cuvinte. Așa, și după care făcea rost de filme pe care le aduceau cel mai adesea, le aduceau fie piloții, pentru că erau cam singuri care mai călătoreau, și vaporenii, inclusiv și cel care ne-a fost președinte, pentru că odată am avut curiozitatea să-l întreb direct, că nimeni n-a avut curaj, l-am întrebat eu direct și mi-a zis că da. Da, aducea casete. Aducea și el casete video, a zis că aducea absolut tot ceea ce era nevoie, deci normal avea și el la rândul lui copii, deci era firesc. Blugi, gumă de mestecat, da, casete, mă rog, video. Ne interesa mai puțin, adică eu guma de mestecat aș desfința-o de mult, mi se pare ceva total neelegant. Și știi că sunt țări unde e total interzisă, da? Așa, și din când în când mai te trezești că mergi la câte un teatru și se joacă Cehov și vezi câte un actor care mestecă de zor. Nu cred că pe vremea lui Cehov era gumă de mestecat. Mai grav este când la teatru găsești guma de mestecat. Sigur, lipită de mânerul. Da, și pe dedesubt, și pe laterală, și pe jos, și așa, tot timpul. Și ați început să traduceți? Da, am început. Bine, inițial am tradus la Cinematecă, unde tot așa erau niște filme care nu puteau fi date niciodată la televizor și erau doar acolo, pentru că era foarte complicat să intri. În primul rând că Cinemateca exista exclusiv la București, în al doilea rând că trebuia să ai un abonament ca să poți intra să le vezi. Eu inițial am intrat cu profesorul Suchianu, cu profesorul meu,
Și după aceea am avut și eu un abonament, am putut să merg și când am terminat facultatea am început să traduc la rândul meu, adică din nou era ca o traducere de cască, era chiar o cabină care mai există, acum chiar am făcut toată niște filmări acolo și se traducea simultan și pe viu în continuare, ceea ce nu era rău. Sunt filme ale lui Berman pe care le-am văzut de 6, 7, 11 ori și așa mai departe. Securitatea știa de dumneavoastră? Da, categoric știa și numai că noi nu știam noi, ca să spun drept așa, cât de mult știau ei despre ce se întâmplă. Că toată lumea avea impresia că poate că e așa o chestie absolut underground și nu. Era clar că ei știau foarte bine ce se întâmplă, așa cum permiteau inclusiv la Cinematecă să se strecoare filme care altfel n-ar fi putut să intre la televizor. Deci pentru toată lumea, pentru că era un număr mult mai redus. Iar povestea cu casetele am aflat mult mai târziu, că era de fapt cu voie de la Moscova, pentru că exista în absolut toate celelalte țări comuniste, da. De unde să știm atunci, că noi numai că nu puteam călători, dar nici măcar până astea comuniste nu călătoream foarte mult și oricum nimeni nu s-a apucat să ne spună, știi că noi ilegal vedem niște casete. Și fiecare să temești de umbra lui, așa că nu mergea nimeni să facă mărturisiri, eventual cuiva a venit tot într-o țară comunistă. În traducerea oficială, la televiziune, la Cinematecă, existau cuvinte interzise? Adică, nu știu, cum traduceați Moș Crăciun sau biserică? Moșul, în cel mai fericit caz, Moșul? Și scris cu M mare, era Marea mea Victorie, așa cum Marea mea Victorie era... să scriu sărbători cu S mare și acum mă supără teribil când sunt scrise din când în când cu S mic sau eventual când îi aud că spun sărbătorile de iarnă și pomul de iarnă. Nu, e pomul de Crăciun și sunt sfintele sărbători. În primul rând că nu e iarnă peste tot, inclusiv în Noua Zeelandă de care pomeneai, nu e și toată America de Sud. Unde? Curios, dar vine Moș Crăciun. Iar între noi era tot timpul ironia cu Moș Crăcilă, adică Crăciun plus gerilă de Moș Crăcilă. Da, exact. Cât de mult s-a schimbat lumea filmului după Revoluție? Avem și noi astăzi filme foarte bune, filme pe care să le și auzim, pentru că întotdeauna a fost o problemă cu sunetul la filmele românești. Tocmai tu întrebi că eu m-am interesat ce ești din vas lui. Adică cum să mă întrebi așa ceva tocmai tu? Cum adică filmul meu preferat vine de acolo, de la Porumboiu a fost sau n-a fost? Ce facem aici? Ăla se aude foarte bine, te rog. A fost sau n-a fost după Revoluție? Păi după Revoluție, m-ai întrebat ce s-a întâmplat după Revoluție. Da. Deci, după Revoluție, au venit filme, s-au făcut filme, o parte mai sumbre, o parte mai vesele, o parte cu public, o parte fără public, o parte cu premii, o parte fără premii, adică foarte diferite, iar până în 89 sunt câteva care au supraviețuit extraordinar, iar altele care, din punctul meu de vedere, ar trebui date întotdeauna, știi, și cu niște indicații, știi, cum la orice aparat pe care ți-l cumperi, citești manualul de utilizare. De utilizare sau la orice medicament, știi, vezi cum poate să-ți dăuneze. Da. Am înțeles. Vă întrebam de sunet pentru că de multe ori, chiar și astăzi, eu prefer să pun și subtitrare în limba română. E foarte adevărat. Dar să știi că ața, de exemplu, e cel mai important, inclusiv când vezi într-o limbă străină, dacă vrei să înveți limba respectivă, să lași originalul și cu subtitrarea pentru hearing impaired, deci pentru cei care nu au. Cum se poartă actorii, regizorii, scenariștii români atunci când vă întâlnesc? Fiind critic de film, am această curiozitate. Cum e o întâlnire a unui actor cu Irina Margareta Nistor? Eu cu foarte mulți dintre ei am făcut interviuri, deci în momentul ăla nu mai e relația asta că aș putea să scriu ceva sau să spun ceva. Dar încearcă să vă intre în voie? Nu, pentru că cred că deja mă cunoaște lumea suficient de bine și dacă vor să piardă partida, poate să fac o încercare de asta și atunci sigur nu. Nu, dar în general, din totdeauna, în principiu, nu mi-am dorit să-i cunosc de adevăratele pe cei care fac filme, indiferent că e vorba de regizori, scenariști sau actori și indiferent dacă e vorba de români sau de străini. Prefer să-i văd pe ecran, nu să-i cunosc. Sunt două lumi diferite. Foarte rar se întâmplă ca și în viața obișnuită să fie niște oameni cu care să te prietenești sau să ai niște relații foarte frumoase. Sau... E vreun film nou apărut
pe care să nu-l vedeți? Știu că de copil v-a plăcut foarte tare să vedeți filme. Nu, văd absolut tot. Nu, tot. Văd, nu absolut există, tot. Nu? Da, da, da. Și din când în când, știi cum zic, eu mă întreb câți oameni am omorât în viața anterioară de trebuie să suport unele îngrozitoare. Da. Nu contează că nu vă place, vă ceți până la capăt. Până la ultimul generic. Asta este ideea. Să fii până la ultimul generic. Este exact ca la masă, știi? Stai până la ultimul fel, spui întotdeauna să rămână pentru masă. Da. Și după aia vezi tu ce mai faci. La cină, când mergi, a doua zi, în mod sigur, dai un telefon și spui că ți-a plăcut și că mulțumești pentru masă, nu ignori, și același lucru se întâmplă și când mergi la teatru sau la cinema și știi vreunul dintre actori, în mod sigur trimiți un mesaj, eventual chiar din seara respectivă, pentru că ei se pot speria să spună ceva de genul, păi precis nu i-a plăcut, dacă nici măcar un mesaj înseamnă că e groasă treaba. Dar dați doar un mesaj de mulțumire sau și feedback? Nu, cu feedback. Cu feedback. Nu, păi nu, așa, păi ce facem? Facem dalea gata scrise așa și dăm la toți actorii același lucru sau cum? Nu, categoric nu. Deci asta e foarte important, așa cum e foarte important să știi, apropo de invitația la cină sau la masă, că dacă ești invitat la rândul tău, trebuie să inviți, adică să, spune francezul, să renvoie la ascenseur, adică să trimiți înapoi ascensorul, adică nu așa, tu vii 200 de ori și nu inviți niciodată, pentru că e o lipsă de respect. Sunt curioasă dacă vă schimbați vreodată opinia despre un actor sau despre un film atunci când apar informații de genul, nu știu, Kevin Spacey a fost acuzat de hărțuire sexuală. Nu, sau păi el ador, deci îl detest pe aia care mi l-a oprit pe Kevin Spacey, pentru că e chiar unul din preferații mei, deci acolo nu sunt sigură că lucrurile stau așa. Nu, sunteți convinsă că stau așa? Nu sunt convinsă. Vă întrebați de ce au apărut târziu acuzații? Foarte târziu, mult prea târziu și cred că nu era cazul. Știi cum e? Calomniază că tot rămâne ceva. E foarte greu să demonstrezi de ce trece atâta timp între una și alta, nu ai niște probe și doar așa pe spuse mi se pare foarte aproximativă și oricine care te urăște poate să-ți facă o figură din asta sau poate chiar să-ți însceneze, că doar am văzut destule filme ca să-mi dau seama exact. În schimb, dacă aflu de cineva că e comunist, atunci îi văd mult mai greu filmele. De exemplu. Aici am o problemă majoră, adică, de exemplu, cum era, știu eu, chiar și la Visconti m-a durut sufletul să aflu că avea simpatii comuniste sau la De Sica. Sigur, ei n-au trăit comunismul, nu știu despre ce, adică așa o chestie absolut utopică, dar aș fi vrut așa o săptămână măcar să trăiască și atunci era altceva, știi? Da. Să înțeleagă mai bine da, ce am trăit mai bine. Noi. Adică astea le suport foarte greu. De exemplu, când am aflat la Gregory Peck, pe care îl adoram, mi se părea extraordinar, și am aflat că era bun prieten cu președintele Cubei, cu Fidel Castro, am văzut mai greu filme și într-o dată am zis, da, bine, vezi, avea dreptate Hitchcock, care cea că nu e un actor de prea grozav și că i-a stricat Spellbound-ul. Există un grad de subiectivism. Nu, sunt 100% subiectivă, absolut 100% subiectivă, da. Haideți să vorbim și despre, cu acordul nostru, despre viața personală. Ia să vedem. Ați avut o viață de film până acum, cum se zice? Că mie îmi place cum sună povestea asta, viață de film. Irina Margareta Nistor a avut viață de film? Da, am avut o viață de film pentru că 90% din cazuri mi-am făcut singură scenariu și atunci lumea, știi că în general regizorii care își fac singuri și scenariu, bine, acum asta nu înseamnă, știi că se spune despre orice regizor că se crede Dumnezeu, deci eu nu, dar în principiu, așa ca scenarist, m-am străduit pe cât se poate să-mi iasă suficient de bine, că uite, e foarte frumos că se întâmplă întâlnirea asta noastră fix la 7 ani după ce am ajuns la Sundance, unde mi-am dorit, evident, enorm. Am ajuns cu un film care povestea despre perioada cu casetele, cu Chuck Norris versus Comunism, făcut de Ilinca Călugăreanu. Apropo, cu ocazia asta am aflat de Chuck Norris că este profund anticomunist, contrar tuturor bancurilor. Și vă place mai tare? Da, eu până atunci nici nu remarcasem, îți spun foarte sincer. Eu eram cu Bruce Lee, cu alții. Nici nu mi-am prins foarte bine care era Chuck Norris și nici nu ignoram total povestea cu bancurile, le-am aflat mult mai târziu. Eu trăiesc de multe ori într-o lume așa relativ paralelă, adică îmi construiesc niște ziduri, așa, nu chiar al Berlinului, dar în lumea mea e mai complicată de intrat. Da, nu, cred că a fost o viață foarte... Am avut foarte mult noroc,
extrem de mult noroc. În primul rând că am supraviețuit în prima fază. Ați vrut să plecați din țară la un moment dat, să fugiți? Am vrut să plec din țară, da, în 90 am vrut să plec din țară, categoric. Așa. Nu v-a ieșit? Nu, mi-a ieșit chiar foarte bine. Nu, e absolut hotărârea mea. Deci eram la Paris, mi-am depus actele, eram chiar la poliție, chiar trebuia cineva să garanteze. Deci un francez era chiar aznavonian, un văr de-a lui Aznavur, care garantase pentru mine. Și am fost la poliție. La poliție, mă rog, am întâi așa oarecare neliniște că eram cam singură european, că restul erau cam de până Africa, marea majoritate. Și mă rog, dar am depus actele și așa, am venit acasă și acasă... Acte ca să? Ca să rămân acolo, categoric. Cerusem azil politic pentru că puteam să-l cer, pentru că era imediat după ce veniseră minerii. Deci puteam să fac chestia asta. Chiar îmi găsise un profesor care predase la Politehnică, fusese coleg de catedră cu mama mea, Jean-Jacques Donard, îmi găsise la o firmă să fac subiecte de filme pentru casetele video. Deci aveați și job. Cum se păi zice? Aveam un job că, mă rog, știam și franceză și engleză, deci mergea. Așa că ei nu aveau nevoie de subtitrare, că ei le dublează oricum, știi, cam asta. Și am venit acasă, acolo unde stăteam, și am văzut la CNN, am văzut o mișcare pentru Marian Munteanu, era mișcarea aceea ca să fie el scos din închisoare, și am zis, suntem un popor minunat, eu mă întorc acasă, i-am scris, mi-am telefonat mamei, și am zis, trimitem un bilet de tren să mă întorc acasă. Și din tren deja au început oarece regrete, pentru că 3 zile era atât de mare mizerie în trenul ăla, că nu vrei să-ți imaginezi cum a fost 3 zile, că de dus m-am dus cu francezul cu mașina. Deci era cu... deci, și acolo a fost deja oarecare umilință. Deci am vrut să intrăm în Franța și pe la Colmar. Și la Colmar ne-au zis, ea e din Europa de Est, n-are ce să caute să intre pe aici. Sigur că francezul, fiind și corp diplomatic și așa, s-a tocmit cu ei nu știu cât, și a venit jandarmul, nu de Saint-Tropez, ci din Colmar, și care a zis normalement, nu se uit pe normalement ăla niciodată așa într-un dispreț total, adică normalement n-ai ce să cauți pe aici, dar hai acu, că dacă ai venit cu el, hai. Știi, cam asta este. Deci e foarte complicată povestea asta cu... Dar nu regretați. Nu, acum nu. Nu aveam o imagine de ansamblu. Adică, nu, în primul rând, că nu mi-am dat seama de afecțiunea pe care o au oamenii față de mine și de nostalgia pe care o am. Nu mi-am dat seama atunci. Aveam impresia că deja toată lumea a uitat, nu știe despre ce e vorba. Și astăzi românii vă opresc pe stradă în continuare să se fotografieze cu dumneavoastră, nu-i așa? Da, se întâmplă. Ce vă întreabă oamenii când vă văd? Cum era atunci? Cum de am reușit și nu m-a oprit securitatea, exact ce spuneam? Era doar pentru mine o izbândă personală că puteam să mai văd un film. Habar n-aveam că sunt împrăștiate în toată țara, că i-a ajuns și pe alții să depășească o perioadă. Adică nu era într-un altruism total, mă gândeam pe câtă lume am ajutat. Nu, mărturisesc foarte sincer, eram fericită că pot să le văd și asta era. Pe tovarășii i-ați cunoscut? Nu, ferească Dumnezeu. Nu, absolut niciodată. Nu. Mă întorc la viața noastră personală. A existat o iubire ca în Casablanca? Da. Că tot... A existat, da, sigur că a existat. Da. Păi, la cine vede atât de multe filme, ce crezi tu că se întâmplă acolo? Și eu nu văd numai de alea sinistre, văd și din astea frumoase, așa. Cum a fost povestea? A fost o poveste care... Știi că există un film cu Marilyn Monroe care se cheamă 7 ani de căsnicie, știi? 7 years each, care de fapt sunt 7 ani de râie, nu sunt în căsnicie, dar ei ca să traduc așa o chestie. Adică sună mai bine. Se spune că dacă treci de cei 7 ani de râie, merge mai departe, poate să meargă idila mai departe. A fost, să spun, a funcționat. Eu nu sunt, în principiu, nu sunt construită să funcționez alături de cineva. Adică, de multe ori, eu zic, mie mi-e greu să mă suport pe mine, dar apoi să mai suport și pe altcineva. Deci, așa că faptul că nu am locuit în aceeași casă și așa, cred că a fost de mare ajutor. Deci n-ați trecut de cei 7 ani? Nu, n-am trecut de 7 ani pentru că el s-a stins înainte, nu de altceva. Da. Cine știe, nu s-a consumat povestea, poate că... Ei, da, o să consume. Dar cu toate astea v-ați măritat, ați portat gloria. M-am măritat, păi de acum, adică stai așa, la câte filme am văzut eu să nu fac eu o nuntă, stai puțin că n-am înțeles, o nuntă frumoasă, nu cu dar,
nu cu dar. Never ever, nu. Nu cu dar, ci cu cadouri, ceea ce pe foarte mulți i-a șocat și cadourile se și expun, se pun într-un loc așa frumos și, mă rog, la noi știi că încă nu e povestea aia cu o listă, fiecare ce să-și aleagă și așa. Și n-ar strica o listă de cadouri. Absolut, păi asta, eu asta încerc să... Da, 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 eu am tot sperat că, am zis, ori fi văzut în Dallas, măcar atâta că se mărită Lucia acolo, ori fi observat. N-a observat-o pe asta, că, mă rog, știi cum e, totul până la bani. Și îmi plăcea foarte tare, ba chiar a fost chiar și o nuntă la biserică, a fost chiar și o logodnă înainte cu altcineva, tot așa. Eu am o plăcere deosebită pentru tot ce înseamnă spectacol și musafir. Deci dacă se poate tot timpul să am musafir, e foarte bine. Adică nu sunt în categoria, știi cum spun copiii, eu vreau să fiu musafir. Nu, eu vreau să am musafir, e o mare diferență. Pentru că nu aveți o familie, aveți foarte mulți prieteni. Da, 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 da. Mă rog, cred că poți să ai și când ai familie, poți să ai prieteni. Presupun, abar n-am, nu știu, n-am idee. Da. Ce prețuiți foarte tare la prietenii dumneavoastră? Să îți fie alături, nu cum s-ar putea crede când ți-e foarte greu, ci când ți-e foarte bine. Adică să existe cineva care să se bucure de ceva care ți se întâmplă. Păi cum rămâne cu vorba prietenul la nevoie să cunoaște? Păi da, e separat. Acolo și filmul tot la nevoie să cunoaște. Dușman, ce ziceți, aveți? Da, da, da. Păi dar fi trist să n-am, nu? Păi asta înseamnă că ai nicio valoare să n-ai dușman. Nu, cred că sunt foarte bine echilibrați între una și alta, da. Ce anume vă sperie foarte tare din realitatea pe care o trăim astăzi? Din ce vedeți în jurul noastră? La știri, știu că sunteți consumator de știri, nu există... Da, 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 categoric, da, mă uit mult la... Mă uit mult la televizor, de altfel, în egală măsură. Deci, pe un televizor sunt știrile și pe la sunt filmele de obicei. Am atenție distributivă, deci pot să funcționez. Mă întorc la ce vă sperie din realitatea cotidiană, dar v-aș întreba înainte, cum arată o zi din viața noastră, de dimineață până seara? Foarte diferit, extrem de diferit. Nu cred că aș putea să o descriu vreodată foarte bine. Mă scol de vreme, n-am nicio problemă să mă scol de vreme. Îmi place să văd filme, îmi place să merg la teatru, îmi place să merg la cinema, îmi place să predau franceză și engleză, îmi place să mă văd cu prietenii, cum spuneam, să am musafiri, să fac liste, să mă uit la... Să încep dimineața, în mod sigur dimineața o voi începe cu Telematin, deci cu programul franțuzesc, pentru că așa nici nu uiți limba și afli o grămadă de lucruri pe care... Și o cafea bună. Aha, 8 cafele, oricum 8, nu vezi? Una, da, 8 ristretto și nu cu o tonă de apă și nu cu zahăr. Și inima ce spune? Nu, zice foarte bine și mai ales tensiunea zice foarte bine, că altfel se duce la 6 imediat și migrena e asigurată, deci nu doresc niciuna nici alta, da. Deci este indicație medicală, absolut, practic. Absolut, pentru tot restul vieții, da, da. Mă întorc la acea chestiune cu ce din lumea... Da, deci ce mă deranjează foarte tare tonul cu care se vorbește, asta mă deranjează extrem de tare, faptul că toată lumea se rățuiește, nu știu ce. Și vorbesc prea tare și ideea asta de apropiere, acum ne-am mai liniștit cu apropierea, adică tu le spui de 10 ori că la mine pe ușă scrie pupatul oprit cu 5 ani înainte de pandemie. De când am făcut 60 de ani și mi-am dat seama că ducând la cinema 111 oameni, când mor pupa 111, ce ne facem? Nimeni n-a citit. Cred că erau toți analfabeti, că altfel nu-mi explic. Deci, da, asta este. Da, deci orice apropiere de genul ăsta, nu funcționez greu pe ea. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva momente. Rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne-am întors o ediție specială în această seară cu criticul de film, translator Irina Margareta Nistor. E vreo persoană din România, ce credeți, care să nu vă știe vocea? Da, sigur că da. Sunt chiar foarte mulți. Normal, depinde de generație, în primul rând. Pe mine mă surprinde că mă știu unii foarte tineri, pentru că au niște nostalgii, probabil că au început chiar cu desenele animate, care oricum sunt preferatele mele. Mai puneți voci? Nu. E o lume în care nu accezi. Cred că probabil nici casetele video nu le-aș fi dublat dacă n-ar fi existat oarecare frică. Probabil că ar fi existat o mafie zdravănă și acolo, dar așa...
E așa o lume închisă? Frica păzește bostănăria, știi că asta e. E o lume închisă? Da, e o lume închisă, da, e o lume închisă. Nu, și oricum e o chestie, cum să spun, e o chestie repetitivă, e altceva, adică atunci când faci un voice-over de genul ăsta, îl faci la prima vedere, îl faci cu entuziasm ăsta, pe când dacă începi să spui o dată și încă o dată și încă o dată și eventual te verifică cineva față de care tu n-ai chiar cea mai mare afecțiune din lumea asta, te enervezi și așa și zici, dar de ce am ajuns eu să... Da, deci nu. Și cine are acces? Habar n-am, nu știu. Pe niște final... nume pe care nu le cunoaștem în mod special. Pe final de emisiune mai sunt 10 întrebări, le numim noi fulger, dar răspunsul va aparține și nu ecler trebuie să fie... Cheamă, dacă... ecler? Nu, păi, nu, fulger nu e ecler? Ecler, da, păi da, iată. Așa, așa. Deci de acum putem schimba. Rubrica da, noastră se numește rubrica ecler. Ecler, știi, vorba unui bun prieten care spune ce e mai bun decât eclerul? Mini eclerul. Da. Cu Nes. Mie îmi place cel cu Nes. Cu cafea. Cu cafea. Nes, cafea. Da. Eu am rămas ca pe vremea. Da, Nesca. Așa da, ai rămas cu Nes. Pe care toată lumea scria cu 2 de S și asta pentru că era Elliot Ness, era un polițist. Și toată lumea credea că se scrie cu 2 de S. Da. Ce vă emoționează foarte tare, până la lacrimi chiar? Orice poveste dragoste, în principiu. Și orice suferință. Empatizez foarte tare, extrem de tare și mai ales după COVID-ul care m-a conlocuit 12 zile anul trecut, cu atât mai mult. Că nu, mi-e foarte complicat. Dacă e un film foarte intens, automat simt aproape că leșin. Când ați plâns ultima dată? A, plâng destul de des la filme și nu mă feresc, asta este, nu, doar atâta că se duce fardul, știi, acum astă seară am făcut un efort că nu mi-ai dat un film, nu mă așteptam. Deci am potent de totuși un film aici. Păi există rimel waterproof, atunci mă, nu mai știu, e nicio cred problemă. Cred că la miopi nu știu dacă funcționează, știi că miopi oricum lacrimează puțin mai mult decât toți ceilalți. Care este cea mai mare realizare din viața dumneavoastră? Faptul că fără să știu pe mulți am făcut să iubească mai mult filmul când le-a fost greu. Înjurați vreodată? Știți sudălmi? Măi, nu știu, și din când în când mi-e foarte ciudă că din când în când tare mi-ar prinde bine, așa, din când în când, da. Eu am în memorie vocea noastră la naiba, la naiba, la naiba. La naiba, la naiba, absolut la naiba. Așa e. Care credeți că este principala dumneavoastră trăsătură? Pasiune. Sunt pătimașă chiar mai mult decât pasiune. Principalul dumneavoastră defect este? Lipsa de răbdare. N-aveți. Nu, nu, nu. Și mă plictisez repede de tot, da. Și cu toate astea vizionați filme uneori, păi da, da, de 3 ore până la capăt. Da, absolut. Întotdeauna până la capăt, până la ultimul generic, așa cum s-ar cuveni să facă absolut toată lumea și nu să se vânture până fața ta așa. Văzând că tu citești în continuare și că din când în când... Asta la cinema. Nu, chiar și, da, bine, la cinema în mod special, dar și când vezi un film la tine acasă se trezește careva să ridice. Și tocmai cum spun la Don Luca, păi să nu știm noi ce se întâmplă cu Meryl Streep, că poate ne dorim la altcineva. Nu știm în jurături, dar măcar ne putem imagina că pe altcineva exact ce s-a întâmplat la Meryl Streep acolo. V-a plăcut satira? Da. Sper să, am zis că e bună în loc de imn național, adică trezește-te române, da. Care este greșeala care vă inspiră cea mai mare indulgență? Ce puteți tolera? Nu cred că sunt foarte tolerantă. Cred că aș putea spune că sunt intolerantă, apropo de intoleranță de filmul celebru. Nu, nu cred că sunt deloc tolerantă și mai ales mă deranjează teribil minciuna când e spusă și de cei care n-au memorie, știi? Adică măcar să-și o noteze ca să... Că are picioare scurte, vorba celebră română. Da, și vorba aia, toată lumea leargă după picioare. Numai pisicile trebuie să aibă picioare scurte. Ce nu vă place la români? Sunt dragi, per total. Și cred că nici mi-am dat seama multă vreme cât de dragi îmi sunt. Și aș vrea să fie mai solidar. Cred că asta mi-aș dori cel mai tare. De ce să spun întotdeauna că doar polonezii sunt solidari? Eu cred că putem să fim și noi solidari și nu neapărat să așteptăm un cutremur pentru asta. Unde vă găsiți refugiul atunci când aveți nevoie de el? În mod sigur, tot într-un film. Categoric, în care aș vrea să intru cu totul.
Am întrebat de filmul preferat, este Casablanca? Doar rămâne în continuare Casablanca, nu se poate schimba așa de ușor, dar pot să mă duc și la Totul despre Eva, pentru că este foarte... E numai bun ca să te inspire ce să nu faci de cine să nu te înconjori în viața ta. Voiam să vă întreb, de fapt, filmul pe care îl urâți cel mai tare. Ceva ce realmente nu v-a plăcut și n-ați putea nici cu ordinul procuratorii să-l mai vedeți odată. Portocala mecanică. E o oroare. Da, știu, e un clasic, dar e o oroare. V-ați făcut ceva prieteni? Absolut. Și în această este, seară. Da. Este ultima întrebare. Ce v-ar face mai fericită decât sunteți astăzi? Să mă pot întâlni cu toți cei pe care i-am iubit vreodată, care mi-au fost foarte aproape în viață. Și o să întâmple. Dar mai e puțin de așteptat. Depinde cât de mult, că nu știm. Ai văzut ce se întâmplă dacă vrei să afli când e finalul, nu? Cred că de-aia nu stă lumea la generic, să nu-i se termine viața. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru această discuție agreabilă. Dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi, cum spun eu de fiecare dată. Vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc și eu, te aștept la noi acasă. Cu mult drag, vă mulțumesc din suflet și dumneavoastră, doamne și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați privit și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, ora 21, Digi24. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Freshful. Ne revedem săptămâna viitoare!